Aplauze pentru juriul nostru, care ne suportă iarăși aici. O să continui pe aceeași linie cu umor mizerabil, cum a spus și Chelu. Știți cu toții că stand-up-ul e puțin vulgar, e limbajul ăsta liber. Și am citit recent un articol prin care lingviștii români au descoperit că în jurătura mi se rupe a fost folosită mai ales în timpul epidemiilor de lepră. Da. Eu sunt pasionat de istorie, mai avem oameni pasionați de istorie în sală? E ok, perfect. Citeam un articol recent și mi se pare că majoritatea domnitorilor români aveau nume de staruri porno. Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun. Radu cel Frumos. Constantin Vodă, dar pe vremea lui nu se zicea așa, era Constantin Vodă, știe fetele din sat. Avem vegetarieni în sală, știu că e greu să aplaudați, dar hai cu mânuțele alea vestejite, hai. Uite, vezi una singură. Iubesc vegetarienii, nu suport vegetarieni. Mi se pare că voi aduceți o jignire la adresa strămoșilor noștri. Tu ți-l imaginezi pe Ștefan cel Mare cu o armată de vegetarieni să apere țara? Ieșeau din cetate gâfâind. Măria ta, hai să așteptăm aici, că-mi tremură genunchii de la ștevie. Erați ușor demotivat la luptă, că venea, era oștenii mei, sunt câtă frunză, câtă iarbă la masă. Istoria ar fi arătat un pic altfel. După fiecare bătălie câștigată în Moldova, nu mai făcea o mănăstire, construia o seră. Nu mai era albastru de Voroneț, era verde de rucola. Cine știe? Am o fantezie, aș vrea să fac stand-up într-o biserică. Gândiți-vă, acustica bună, la catolici poți să stai jos. Nu prea servezi băutură decât la linguriță, dar ne adaptăm. Adică o să fie părinte, două lingurițe de misec la masa 3. În frapieră, că am făcut donații. Sunt ateu, dar cel mai prost tip de ateu. Sunt ateu și mi-e frică un pic de Dumnezeu. Doamne, nu cred în tine. Dacă există, rog eu frumos, lasă-mă în pace, nu-mi fă rău. Sunt alții mai răi ca mine. Și mi-e frică să nu mă bată Dumnezeu, că vorba aia tot puternic. Să fii acolo, tu să faci stand-up. Cu siguranță că m-ar pedesi și mi-ar da vocea aia de popă. Știți vocea de popă? Mergeți la biserică? Măcar de Paște? 12 fără un sfert? Pui ceas să sune, nu stai cu toți pârliții la rând la lumină. Hai că ai fost la nuntă, știi vocea de popă. Ia uite, te-a dat de gol. Te duci acolo, parchezi mașina, mai dai peste două babe, lasă că mai sunt. Și te duci la a treia bătrână săracă, cea mai amărâtă, care a ținut post ca la carte. 7 săptămâni, ștevie, urzici, mătănii, flotări, vezi că îi tremură genunchi acolo. Îți iei vocea de creștin adevărat și te duci la ea. Doamne ajută-mă, mai tu miroși a McDonald's. Eu dacă aș fi baba aia, nu te-aș lăsa să iei lumină. Eu văd că n-ai ținut post conform procedurii standard. Dar vocea de popă te ajută dacă vrei să spui ceva solemn. Ați văzut, orice spune popa, poate să facă stand-up. Babele, ei, părintele tânăr, face stand-up la noi. Și cu siguranță că ar fi un blestem să-și păstreze vocea și când iese de la job. Să iasă cu prieteni la karaoke, că se mai distrează și ei, că sunt oameni. Să fie acolo, DJ, fiule, piesa 2, te rog. Dragostea se face în minim 2. E secret, rămâne între noi. Bighi, digi, bum, șacalaca, e fierbinte pe cap. Se aprinde, ia foc, arde ca țigătă, tămâie. Super femeie, super femeie, super femeie, super femeie, super femeie.